Hello și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest nas canal! Astăzi voi juca Octodad. Practic o să fiu un fel de caracatiță, tată, cred, din câte se vede și încă n-am nici cea mai mică idee ce va trebui să fac, dar o să vedem. Ia să apăs aici pe New Game. Ce progres să pierd? N-am făcut niciun progres, nici n-am intrat în jocul ăsta până acum. Doar l-am văzut și am zis că, ha, trebuie să-l joc. A, uite, uite, cred că e fica lui. Ia să vedem ce se întâmplă acolo. A? Ce supărată e! A, întârzie. Ce se întâmplă acolo? Ce prostie! El e speriat pentru că nu e pregătit cum trebuie, nu că ar fi un fel de caracatiță. Ia să vedem ce trebuie să fac acum. A, uite, pot să dau toate astea de aici jos. Hai mă, dă-le jos, cu tot cu roșu, așa, perfect. Mă trebuie să apăs click și le dau la o parte de aici, așa, hai mă, mai încolo. Nu, nu, la o parte! Așa, acum trebuie să iau cheia. Și acum cumva trebuie să-mi duc mâna până sus. A, uite, uite. Cumva pe aici. Așa, perfect, gata. Uite, uite ce fel, se duce mâna prin el și pe lângă el. Lol, lol. Ce chestie. Ha, să dau asta la o parte de aici. Ups! Nu cred că trebuia să fac chestia asta. Ok, deci pot să apăs pe butonul din mijloc sau pe space ca să mă duc pe picioare, dar cum mă mișc? Aha, ok. LOL! Și uite ce balerină sunt! Na 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 na
Bun, acum mă mișc. Așa mă mișc, ok. Merg așa în față și în picior și în cu. Dar ce ciudat merge, doamne! Nu știu să merg așa pe stradă, să se sperie oamenii de mine. Am deschis acum ușa. Nu, mă, nu! E, hai că reușesc cumva. Hai mă, așa încolo. The fuck? Trebuie să dai drumul ușii. Așa. Perfect. Și mergem încolo. Peste toate chestii. Ai un buton roșu acolo, e un buton roșu. Ia să ne ce fac eu cu butonul ăsta roșu. Ia. Yeah. Ce tare! La 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 la. Uite, dansezi pe aici. Uite, breakdance! Oh! Mă, cred că m-am înțepenit aici. Ia să merg mai încolo. Hai. În mijlocul ringului de dans aici. Oh, uitați ce mișcări faine am! Ce picioare lungi! Oh, am cam dărâmat tortul. Dar nu e nimic. Se poate nu dă și fără tort, nu? Da, se poate. O trebuie să mă duc aici, cred. Ah, bine, ok. Așa. A, uite, acolo e costumul meu de mire. De mire, doamne, de... Mă rog, nu știu exact cum să-i zic. Ce trebuie să-i fac? A, uite, mă... S-a schimbat! Că am luat cheia și acum mă duc pe picioare. Cum mă duc înapoi acum? A, uite, am reușit. De ce nu se schimbă camera asta puțin? Ca să văd și eu ce-i împrejur. Ok, trebuie să mă duc acum aici. Și să... Deblochez asta, cred. Așa, am reușit! Am reușit, da! Yes! Ups! N-am vrut să fac asta! Trebuie să calc pe banana aia? Yeah. Trebuie să-mi caut... ups! Ups! Trebuie să-mi caut aia, cum se numește, mă, doamne.
Aia! Am uitat! Ah, ok. N-am vrut să sparg aia, îmi pare foarte rău. Ei, încă puțin! Încă puțin, da. Cum îmi pun eu asta pe mine? Așa. Să cum eu pun pe mine, măi? Hai să mă întorc cu fața ca să-mi dau și eu seama ce fac aici. Am reușit! Așa, încolo, mă duc încolo. Așa. Uite, mă, Doamne, uite ce frumos sunt! Uite ce frumos sunt, așa arătos! Vai! Așa. Deci, trebuie să fac? Ok. Ah! Așa în față. Așa. Mamă, dar câte locuri pentru... Cum se numește? Cadouri. Dar ce-i cu atâtea uși? Wow. The fuck? Really? Ar trebui să merg acum? Uite! Doamne! Ah, am reușit! Oh, Doamne, trebuie să mă duc acum după... Trebuie să mă duc după inel! Eu. Unde ar trebui să fie inelul? Ce? Uai, ce oameni răi! După ce că acum trebuie să mă duc după un inel, care n-am nici mai mică idee unde e. Oh, ok. Ok, încoace. Mergem înapoi. Nu-i nimic. Oare e acolo unde am spart eu geam? Șu, ce frumos, merg. O, Doamne. Așa. Ops, n-ar trebui să fac asta. Dă-l încolo de cadouri. Trebuie să-mi iau mai încolo leacă. Așa. De ce nu pot să deschid ușa? Ce iurea? Nu pot să deschid ușa. Și nu ar trebui să știu unde e inelul. Egg. Pot să ies pe aici? Pot? Chiar nu pot să ies deloc pe aici? Câtă sticlă. Ia stai așa. Poate iau ceva de aici, de pe undeva. Dau sticla asta la o parte. Nu se cuvine să ai sticlă la nuntă, da? Poate se taie cineva. Cred că nu pot să iau sticlă. Nu vreau să o iau, nu? Nope. Dar asta pot să o iau, să o duc mai încolo. Păi și cum se presupune că eu trebuie să iau aia? Unde e inelul? Bun, deci, n-am nici cea mică idee unde e inelul ăla. Ce nuntă e asta fără inel? Oare era în camera din care am plecat eu? Să mă duc să mă uit. Ok, desene foarte ciudate pe pereți. Alta aerisire. Era ceva aici? Poate ceva încolo e. Deci, poate ceva pe aici. Uite, e o ușă aici. Ia să mă duc să mă văd. Nici asta nu pot deschide. Why? Ok, așa. Trebuie să pun la loc asta, așa. Nu pot. Ah, bun. Mă încerc să mă duc înapoi. Pentru că de ce nu? Domnișorul meu de onoare nu e aici. N-am nici mică e unde e inelul. Chiar nu știu deloc. Este vreun hint sau ceva în care îmi zice unde e inelul ăla? Unde e?
N-am nici cea mică idee unde e inelul. Oh well! Bye bye! Mă duc pe aici! Oare e aici? Lângă pera asta micuță? Nu cred. Oare e? Unde e inelul ăla? Oare nu, ăla e un coșuleț cu floricele, n-are treabă. Na, cred că e înapoi în camera aia, altundeva nu văd unde. Ia să mă uit eu. A, dar n-am deschis ușa bine și mi s-a înțepenit piciorul. Tocmai am închis ușa cu capul. Așa. Deschideți-mă ușa, așa. De drumul. Aici. Mă duc înapoi în dezastrul ăsta și încerc să caut un inel. Oare pot să deschid asta? Nu pot. Why? So, inelul nu e aici. Bănuiesc că trebuie să mă duc înapoi undeva pe acolo. Trebuie să fie ascuns într-o cutie sau ceva, cred. Ce muzică bună! Da! Undeva așa ușurel. Așa, încolo. Cât mai rapid posibil, pentru că nu trebuie să pierdem timpul. Trebuie să se mărite această chestie caracatiță cu acea minunată femeie care, nu știu, cred că rudele ei nu prea plac sau rudele mele caracatiții nu prea plac, pentru că e foarte puțină lumea acolo. Ce e asta? Nuntă de aia secretă? Unde sunt toți oamenii? Well, am doar rămas cam tot ce era pe aici, deci nu e ca și cum ar fi mare chestie. Ok. So, unde ar putea fi un inel? Ok, sclipește ceva aici. Trebuie să-mi iau piciorul de aici. Sau piciorul din chestia aia. Cine știe, poate are râie. Aha! L-am luat! Aia e! Mulțumesc! A, trebuie să pun și inelul pe mână. Vai, vai. Nu poți să ți-l pui singură! Cum s-ar presupune că trebuie să-i... Hai, trebuie să-i pun acum inelul. Am reușit! Ăla ar trebui să fie un inel foarte micuț care... Ar fi trebuit să fie pe degețelul ei, minunat și firav și mic. Cum se pupă ăștia, Doamne? Vă rog, vă pupați. Nu! What? Ce se întâmplă aici? Stai, așa se termină? Așa se termină? Serios? Poți să cânt? Dai. S-a auzit la un moment dat ceva când apăsam pe space. Uite, mă, cum zboară! Uite, pot să mă și mișc pe aici! Na, 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 na. Uite ce fain e, uite! Pot să termin literele alea! Uite, uite, uite cum alunecă și merge și se duce. Uite-l, 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 Doamne. Ce-a fost aia? Ce se întâmplă? Vede, deja sătul de viață. Da, trebuie să opresc alarma asta că e enervantă rău. Ok, gata, e oprită. Oh, fuck! Ok, nu tabloul bucăt... El stă în... Ok, so, tatăl lor stă îmbrăcat într-un costum.
birdhouse? What kind of babies would a blue jay and a cardinal make? Voi vă întrebați la a, de asta? Voi nu vă întrebați cum v-am făcut cu mama voastră? Is everything okay in there? Oh, you're finally up. Nice to see you, sleepyhead. Oh, mama. Have you seen my Salty Hearts novel anywhere? Unde trebuie să fie aia de cafea, Hank? În frigider, în dulap? Unde? Ia să verific toate dulapurile. Dă-mi cafea! Nu mai vorbi cu mine, dă-mi cafea! Mamă, astea sunt mere, nu știu ce sunt alea. Asta nu cred că se... Nu pot să iau asta. Nu ar trebui să fie cafea în casa asta. A, uite acolo! Cum iau eu cafeaua de aici? Ok, dai drumul, dai drumul. Așa, ca o caracatiță super normală iau cafeaua. Așa. O iau și o pun acelea pe masă. Ba nu, stai. Trebuie să iau asta și să bag. Nu! Aici, așa. Iau cafeaua, mă duc așa cu... Ia până acolo. Perfect. Arunc cafeaua. Stai, acum trebuie să mă duc pe picioare, da? Trebuie să merg cu picioarele mai încolo. Dau drumul la tigaie și trebuie să apăs pe un buton acum, cred, nu? Aha! Ok. Acum vor lapte, adică nu ne-a ajuns cafeaua pe care o fac eu. Acum trebuie lapte, dar ce se întâmplă cu piciorul meu? Ah, nu m-am băgat bine. Oh, Doamne! Ok, e în congelator. Nu e în congelator. Dai. Așa, deci aici ar trebui să fie laptele, uite-l. Uite-l acolo, laptele. Stai, trebuie să mă duc la fiica mea să-i dau lapte? Nu poate să vină să-și ia singur laptele? Why? Hai că mă duc la ea să vadă cât de mult o iubesc și că nu-i nimic, ca normal că eu sunt o... caracatiță. Yeah. Can I borrow your flashlight later tonight? Why? If you put your finger over it and turn it on, you can see your finger bone. Ceasul-mi e, da. Thanks for the milk, Dad. Soon my bones will be made of steel. Your coffee is ready, sweetie. The fuck? Ok, o să las. Uite ce terminat de viață e tatăl ăsta. Ai, 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 ai. Săracu, e așa tristă. De ce nu dă drumul la lapte? Ah, m-am înțepenit aici, m-am înțepenit. Nu! Piciorul meu! Oh, Doamne, ești ciudat. Dă-mă drumul la aia, așa, ia cafeaua. Pa! Pot să o bat sau ceva? Nu pot. Ok, dă drumul la chestia aia. Să merg încolo, cum o să mă duc afară. Ok, ok, lasă-mă, 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 lasă-mă. Ok. Și acum trebuie să iau asta de aici, să o pun jos. Așa, iau carnea, o bucată de carne, nu contează care, o bucată de carne. A, mâna mea, mâna mea, mâna mea, mâna mea, mâna mea! Ok, asta e gata. Ok, trebuie să le pun asta aici. O să arunc ăsta. Oh, mamă, deci ce greu e! Vrei și tu să fii un tată normal, dar nu poți! Oh, Doamne, ce soție! De ce te-ai mărit, mă, cu ea? Cred că se face așa, car nu e gata, cred, nu, stai.
Cred că o să fie gata, nu? Da, e gata, e gata. Bă, de ce stai fix acolo? O, vai mie. Come on. Oops. Stai, deci practic eu acum trebuie să stau super cu minte ca să și să-mi fac treaba, ca să nu dau de bănuit că sunt o caracatiță. Sau cum, doamne iartă-mă? Hai mă, pune asta pe grătar mai repede. Oops. Așa, stai. Nu-ți mai mișca piciorul aiurea. Mergi ușor, normal. Ca orice caracatiță care ar face pe poze tată, nu știu. Nu! Nu scăpa asta. Sus așa frumos, ușurel, pe grătar. Pune-mă pe grătar. Doamne! Pune-o pe grătar! Grătar, grătar, grătar! Nu vreau să o pună pe grătar! Ok, acum o să o pun pe grătar. Na. Hai, fă-te mai repede. Acum se uită la mine. Gata. Oh, vai mie, oh, vai mie, doamne, ce soție! La 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 la. Ok, și acum trebuie să... Nu, partea asta, mă! N-am făcut nimic. Hai, mă! Am reușit! O, voi mie! Cum poate un copil atât de mic să mănânce atât de mult? Ok, și acum trebuie să ud grădina, dar unde e furtun? Cum ar trebui să ud grădina aia? Poate e ceva înăuntru aici. Ia să mă uit să văd, poate e ceva aici. Aici sunt mingi. Stacy, why are you pouring ketchup in your brother's drink? Hai, ce drăguț, îi pune ketchup în... Well, dear, I've got a book on chemistry that'll teach you to make real potions. Așa, și acum să mă chinui să scot toate mingile astea de aici, ca să pot să iau mașina aia de puns iarbă. Aha, am reușit să o iau. Yeee! Tăiem iarba! Uite ce frumos stai o iarba aici! Ca un tată! Bun ce sunt! Așa. 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 Nii! Hai mă! Oh, vai, că e și mare chestie să ai furnicii să le hrănești. Ce cu copiii ăștia și cu familia asta, doamne? Oh, mamă. Așa. Nici n-am fost atent la ce a zis copilul momentan. Dar l-a întrebat ceva, asta e clar. Ia să mă uit pe aici, așa. Așa, haide, încă puțin, Tel. Încă puțin și scap de tunsul ăsta al ierbii. Vai, doamne, ce bine. Acum trebuie să ud grădina. De parcă n-ar fi de ajuns, trebuie să o ud. Cum ud eu o grădină dacă n-am cu ce? Ha, cum fac eu asta? Ia să văd. Deci, trebuie să... Ud grădina și să mai fac niște lemne de foc. Nu unde e o grădina aia? Cred că mai bine fac niște lemne de foc dacă tot sunt aici. Da! Da, îi doare!
Așa, hai să pun asta normal aici. Pot să o pun și pe jos, like, așa. Nu, asta, asta. Așa, iau toporul și le arunc așa. Ciu, 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 de ce trebuie să stea în fund? Așa, deci cu foarte multă grijă o să iau lemnul ăsta și o să-l pun aici. Oh, am reușit! Chiar am reușit! A, uite ce rapid! De s-ar tăia lemnele așa și în viața reală. Ce frumos ar fi, Doamne! Hai mă! Prin lemn! Mă! Atinge lemnul ăla, te rog, pentru mine! Atinge-l! De ce mâna mea e pe sus și nu se mai duce jos? A, uite, așa. Am reușit! Și mai trebuie încă unul. Așa. Nu, nu, nu bucata de lemn. Toporul. Man. Ai, 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 am reușit. Și acum trebuie să mă duc să ud grădină, dar nu știu exact cu ce. Încă chiar nu știu cu ce să ud grădina asta. Cu ce aș putea să ud o grădină dacă n-am apă? O să mă uit aici, poate e ceva. Pare rău. Cu ce ar trebui să mă grădina asta? Păi mă duc la vecinul. Da, mă duc la vecinul. Vecinul trebuie să aibă cu ce să-mi grădina. Păi pot să... Nu, n-ai cum să sari. Ce priveliște frumoasă. Păi ia să găsesc eu acum chestia aia de la grădina. Îmi pare rău, n-am vrut să te lovesc, să-ți oară, dragă. Da, na. Să mai întâmplă și de astea. Cu ce ud eu grădina aia? Am luat foc, am luat foc. Ok. So, ar trebui să fie undeva un furtun, cred. Ok, sunt chestii de reciclat. E că mă duc eu așa frumos pe aici. Poate la un moment dat o să găsesc furtunul ăla dacă nu-l văd. Ok, merg așa, pe aici, poate mai e ceva în hambarul ăla, ia să mă uit. Ok, so... Copilul ăla are atât de multe mingi de fotbal încât trebuie să le pună într-un loc special, gen într-un hambar afară, în loc să-mi țin și eu un furtun înăuntru, trebuie să-l țin lui mingile. Bă, ce copil! Așa, să scot-o de aici. Hai, o cravată! E o cravată sus acolo, dar n-am nici cea mai mică idee cum s-ar presupune că trebuie să iau. Auzi, dar... Eu cred că stau și scot astea degeaba de aici. Hai mă, mai încolo. Nu! Nu în direcție, așa! Mergi ca o persoană super grațioasă ce ești. Și cred că o să mă duc la vecinul să-i fur apă, da. O să mă duc la vecinul. Dacă o să reușesc cumva să musui pe chestia asta. Ah! De ce nu poți să măsui pe el? De ce trebuie să se miște halul ăsta? Haide! Știu că vrei să te sui. Mă, ce twerk face ăsta? Mă, mă! Ok, ok! O să mă chinui să caut apa. O să trec prin toate florile tale, de-a dracu. Să iau apă. Cred că de aici trebuie să iau apă, nu? Dar m-am blocat aici? Ce se întâmplă? M-am blocat într-o... Cum se numește? Într-o păpădie. Asta e. O să nu pot să mă sui. Nu pot, nu pot. Nu pot să iau nimic? A, uite, altă păpădie. Ok. O, Doamne, o, Doamne, stai că eu am citit prost. Nu trebuie să ud grădina, trebuie să o curăț. O, vai mie, de ce? Ok, o să iau asta și o să o arunc de aici. Dar păpădiile sunt frumoase.
Așa, poți să le sufli și din câte am înțeles, dacă sufli o păpădie de asta în urechea cuiva, poate să surzească sau ceva de genul. Nu așa era? Parcă așa era. Așa. Nu! Arunc-o! Nici să nu mai văd de aici. Să se ducă departe de mine, cât mai departe. Ei, sunt o fucking caracatiță. Cum se presupune că eu trebuie să fac totul cum trebuie? Ne las pe aia pe jos. Și o să mișc piciorul în direcția asta cumva. Și o să iau și aia de acolo. Oh, vai! Și acum a trebuit să mă duc până la cutiuța aia în care stăteau păsările. Și să pun în copac! Ceva mai greu atâta nu poate fi, nu? Well, am prins-o între picioarele mele minunate, deci ok. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Honey, what's going on over there? Anyway, I have a surprise for the whole family. Ce surpriză? Free trip to the aquarium. Oh, toată lumea e fericită că o să se ducă la acvariu. You think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? For me? Nici că vrea să meargă. Groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Right, kids? Well, we already have cereal. We need so much cereal. Settled. We're all going to the grocery store. Lol, și ăștia o să se ducă tot la acvariul ăla. Asta e că se duce și ăla cu ei. Păi și bănesc aici o să încheie episodul de azi. Sper că v-a plăcut și sper că vreți să mai continui cu joculețul ăsta până când o să-l termin. Vă rog frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos dacă v-a plăcut acest episod, să vă lăsați părerea în comentarii și să verificați linkurile din descriere de mai jos, pentru că contează foarte, 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 foarte mult. Acolo se află pagina mea de Facebook și contul de Instagram, Da, doamne, ce m-am bâlbuit. Dacă vreți să aflați cât mai multe despre mine acolo, știți că mă găsiți tot timpul. Sau dacă vreți să-mi trimiteți un mesaj privat, vă garantez că acolo o să le văd. Păi și bănuiesc că aici o să încheie episodul, deci pa, pa!